O calitate a privirii noastre este aceea de a observa obiecte, ființe, fenomene pe care simțim nevoia să le descriem. Pornind de la imagini, vom analiza grupuri nominale, realizări ale atributului, iar la final vei găsi și o scurtă autoevaluare. Pentru a descrie porumbeii din imagine, am putea spune porumbei prietenoși, porumbei de pe acoperiș, porumbei ai vecinului. Toate aceste grupuri de cuvinte constituie grup nominal, format așa cum ai văzut, din termenul regent porumbei și termenii subordonați prietenoși, de pe acoperiș, ai vecinului. Termenii subordonați într-un grup nominal pot fi așezați și în fața termenului regent, precum doi porumbei, acești porumbei, frumoșii porumbei. Grupul nominal așadar este format dintr-un substantiv regent și termenii subordonați lui. Termenii subordonați pot fi așezați atât în fața termenului regent, cât și după acesta. Privind această imagine, putem identifica câteva substantive care denumesc elemente ale tabloului: munți, apa, peisaj, căprioară, cer. Prin adăugarea de termeni subordonați acestor substantive, obținem grupuri nominale precum munții înalți, apa lacului, peisaj de bazm, gingașă căprioară, albastrul cer. Odată ce am formulat grupurile nominale, pasul următor este să scriem un text descriptiv. Pe baza acestui tablou, putem realiza un text descriptiv ca acesta. În depărtare, se văd munții înalți, care se oglindesc în apa lacului. Albastrul cer acoperă peisajul de baz, unde o gingașă căprioară paște liniștită. În aceste imagini poți observa trei grupuri nominale: câini jucăuși, buchet de flori, rață albă. Prin integrarea acestor grupuri nominale în enunțuri, termenul subordonat primește funcția sintactică de atribut. Așa cum poți observa, în fiecare enunț, atributele sunt evidențiate prin culoarea galbenă. Atributul se recunoaște după relația de subordonare sau de dependență pe care o are față de un termen regent nominal, adică un substantiv. În propoziția avem doi câini jucăuși, substantivul câini este regent, iar termenii subordonați doi jucăuși sunt atribute. În propoziția am colorat un buchet de flori, termenul regent este buchet, iar de flori este un termen subordonat cu funcția sintactică de atribut. În propoziția rața albă plutește, termenul regent este substantivul rața, iar termenul subordonat cu rol de atribut este albă. Atributele pot fi exprimate prin diferite părți de vorbire. Spre exemplu, adjectiv, precum jucăuș sau albă, numeral, precum doi, sau substantiv, precum flori, însoțit de prepoziția de. Un termen regent dintr-un grup nominal poate avea unul sau mai multe atribute. Care ar fi atributele pe care le-ai adăugat tu termenilor regenți cascadă și prințesă? Eu m-am gândit la următoarele atribute. Cascadă mare, un singur termen subordonat, un singur atribut. Două atribute, cascadă învolburată și abruptă. Pentru prințesă, un singur atribut, prințesă mică. Trei atribute, prințesă frumoasă, gingașă din baz. Din aceste trei enunțuri lipsesc atributele care ar putea descrie elemente componente ale tabloului Dormitor de Vincent van Gogh. Lipsa atributelor din aceste enunțuri ilustrează o descriere incompletă.
Atributele rustică, pictorului din lemn și de lumină completează descrierea cu trăsături relevante. Observăm astfel cât de important este atributul în realizarea unei descrieri. Atributul este așadar o funcție sintactică specifică grupului nominal și determină un regent nominal, adică un substantiv, și poate fi exprimat prin diferite părți de vorbire, adjectiv, substantiv, numeral și alte părți de vorbire. Pentru a vedea cum poți aplica ceea ce ai învățat, te invit să rezolvi 3 exerciții. Citește fiecare afirmație, alege corect sau greșit și explică alegerea făcută. Mult succes!